Sunt pastorul Căuneac Salvador Daniel din Grecia Atena, iar cu această ocazie doresc să vă transmit tuturor har, pace și binecuvântarea Domnului. Ne aflăm în cea de-a 170-a zi a anului 2024 a proiectului împreună organizat de Cultul Creștin Pentecostal din România. Pentru astăzi avem spre citire și meditație capitolul 3 din Cartea Faptelor Apostolilor. Din punct de vedere cronologic, în relatarea textului aferent zilei, ne aflăm imediat după evenimentul cincizecimii, revărsarea Duhului Sfânt. Biserica, nou inaugurată, se bucură de o creștere numerică datorită lucrării Duhului Sfânt manifestată prin slujirea apostolilor. Evanghelia este propovăduită cu multă îndrăzneală și putere din Duhul Sfânt. Ucenicii care au umblat alături de Domnul Iisus până la crucificarea sa, responsabili față de marea trimitere, sunt determinați și împuterniciți de Duhul Sfânt să asculte de porunca Domnului, de a fi martori, de a vesti mesajul răscumpărării și de a face ucenici. Astfel, ucenicii împuterniciți de Duhul Sfânt continuă cu multă îndrăzneală lucrarea lui Hristos printre oameni, identificându-se cu ei și nevoile lor. Tocmai acest lucru ne este relatat în Faptele Apostolului capitolul 3, când Petru și Ioan mers la întâlnirea de la templu la ceasul rugăciunii. Acolo, la intrarea în templu, în fiecare zi era adus un olog din naștere neputincios, care aștepta de fiecare dată să primească ceva de milă, pentru a-și acoperi nevoile sale materiale și existențiale. Ceea ce remarcăm în atitudinea lui Petru și Ioan este că ei se opresc din mers în dreptul acestui om. Privirea lor se intersectează cu privirea acestui olog, dovedind multă empatie și compasiune față de starea acestui neputincios. Apostolii n-aveau bani sau ceva material să-l ajute, împlinindu-i așteptarea lui materială, dar i-au oferit ceva mai mult, benefic, prin puterea Duhului Sfânt și credința în numele Domnului Iisus Hristos, vindecarea. Prin aceasta ei urmează exemplul lui Hristos, deoarece așa a procedat și Hristos față de mulți bolnavi și neputincioși care veneau la El să fie vindecați. Dacă ceva a făcut posibil acest miracol în dreptul ologului, nu au fost abilitățile sau meritele lui Petru și Ioan, ci puterea Duhului Sfânt care i-a însoțit în autoritatea numelui Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta se vede desrușit din cuvântarea lui Petru după această minune. Credința în numele Domnului Iisus Hristos aduce vindecarea slăbănogului. Însă ceea ce este și mai măreț, omul acesta nu primește doar vindecarea trupului, ci și a sufletului său. Viața lui este transformată, iar așteptările și căutările lui sunt schimbate. Versetul 8, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Noi, în calitate de ucenici al lui Hristos, biserica lui, suntem chemați să continuăm lucrarea sa pe pământ. El ne-a dat Duhul Sfânt care locuiește în noi. Reflectând la textul nostru, suntem demnați să arătăm compasiune față de neputința celor din jurul nostru ca să vină la Hristos și să fie vindecați, transformați. Suntem chemați să-L mărturisim pe Iisus, să proclamăm cu îndrăzneală mântuirea care vine prin jertfa lui Hristos. Ținând cont de marea trimitere pe care Hristos ne-a făcut-o, cum ne raportăm față de neputința și nevoia celor din jurul nostru de a veni la Hristos? Câtă compasiune avem pentru cei ce nu-L cunosc pe Hristos? În tot ceea ce faci, cine își primește slava? Spre cine arată viața și slujirea ta? Spre Hristos sau spre tine? Tot ceea ce suntem, suntem doar prin harul Său. El este vrednic, Domnul nostru Iisus Hristos.